Salutare băieții și bine v-am găsit aici la un nou episod de Overwatch. Se pare că de data asta avem un Overwatch în Wingman. Este prima dată când prind unul din Wingman. Hai să vedem dacă are cod ăsta sau nu. Cred că unii au uitat că s-a băgat Overwatch și pe Wingman și încă dau cu codul care tardații. Haideți să vedem ce se întâmplă acum. Îl știe pe ăla. Cam da. Dar trage ca un paralizat mare. Nu uitați desigur dacă mai vreți episoade de Overwatch să dați și voi acolo un like, să strângem cât mai multe și să vă abonați în caz că sunteți noi. Hai să vedem dacă îl știe pe ăsta iar. Da, i-a dat mare cap. Pare care e. Hai să mai vedem câteva runde să ne convingem. Nu uitați să spuneți și voi în comentarii dacă vi se pare care cod sau nu. Până acum pare care un aim. Dar cum te bagă în Overwatch la Wingman? Chestia asta chiar nu știu. Știam că la 11 reporturi ești băgat în Overwatch, dar la Wingman la câte? Că sunt doar 2 adversari. Adică mă gândesc că ar trebui să joci foarte multe meciuri să fii băgat în Overwatch la Wingman. Poate totuși n-are aim, poate are wall. Dar omul cam dă numai în cap. Cam ciudat, cam ciudat. Voi ce spuneți? Scrieți acolo în comentarii. Direct în cap așa, cu aia zicarea im. Adică bun, mai nimerește o dată, dar omul a dat numai și numai cap. Când l-a nimerit, a dat numai și numai cap. Da, are aim. Ați văzut faza asta? Asta chiar a fost clară. Asta a fost 100% clară, 100% aim. De wall nu știu ce să zic, dar aim chiar are. Nu eram chiar așa de convins până la faza aia, dar acum sunt 100% convins că are. Se pare că nici în 2018 CS-ul nu scapă de codat. Sincer, nu merită să te mai joci chiar pe matchmaking. Dacă vrei să te joci ca lumea, îți cumperi frumos un abonament pe Faceit. Asta e recomandarea mea, dar te joci ca lumea. Deci îi dăm aici de aim, de vision. Nu știu ce să zic. O să-i dau insuficient. Adder n-am văzut și griffing n-am văzut să facă. Deci, cam asta e. Oricum o să ia ban pentru aim. O să ia vac mai mult ca sigur. Adică cine s-a uitat la faza aia, cine a văzut faza aia, n-are cum să nu-i dea de aim. Ca atunci cu episodul ăsta, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi spuneți și voi în comentarii ce părere aveți, să dați un like și tot acumul. V-am pupat, ne auzim data viitoare.